știu dacă cunoașteți procedura de atunci a aprobărilor. Filmele erau aprobate în fază de scenariu, erau urmărite de casa de film care se ocupa de filmul respectiv, după care la prima însăilare casa de film dădea un fel de ok, așa, și urma comisia care venea din partea Comitetului Central cu niște oameni foarte suspuși. Cel mai apărit era Dumitru Popescu, dar era și Suzana Gâdea, ministrul culturii, era și Hegedus, secretar de stat și alții și alții, care trebuiau să avizeze, să dea aviz pentru film. Și erau, într-un fel, prezentat, casa de film îi prezenta cu subiectul, pentru că nu era, nu știau scenariul, nu știau poveștile. Și începea un dialog. Ce era foarte interesant în acel moment era faptul că noi realizatorii, regizorul, scenaristul, actorii, nu aveam voie să stăm în sală cu ei, pentru că ei nu vreau ca noi să auzim comentariile lor. Deci, din capul locului, nu era un dialog deschis, noi nu puteam să ne apărăm dacă ei reproșau ceva, în clipa aia venea pe hârtie, semnat, și noi trebuia să ne conformăm. Deci, cam asta era formula. În general, se făceau până la 6 vizionări în diverse stadii, până când se ajungea la copia curată, copia standard se numea, unde sunetul și imaginea erau împreună, și atunci se dădea un ok, filmul se pregătea pentru premieră, se programa și urma să fie dat pe viață. Deci cam asta era povestea. Cu acest film s-a întâmplat altceva. La prima discuție, înainte de a se vedea filmul, am fost invitați eu, scenaristul, care era Fănuș Neagu, Vintilă Ornaru, care era co-scenarist, și casa de filme. Ei citiseră scenariul, pentru că era implicat Fănuș Neagu, și ne-au reproșat titlul filmului. Filmul se chema Cu mâinile în greu. Era, de fapt, titlul care reprezenta țăranul român, că omul ăla tot timpul e cu greu, e acolo, seamănă cu lege, e viața lui. La care cineva a spus că acest titlu nu e semnificativ și că ar putea da de bănuit că e vorba de o aluzie la cei care fură. Și Fănuș Neagu a zis, vă simțiți cum busca pe căciulă? Și a zis, nu, doar așa am zis că nu e titlul potrivit. Și atunci a zis Fănuș Neagu, bine, atunci să se cheme Baran de Curcubeu. Și așa a rămas film. Deci nu avea nicio legătură. El puțin era iritat de chestia asta. Așa a ajuns titlul. După care, deci după această primă vizionare, cum ziceam, au urmat alte vizionări. Din cauza foarte multor vizionări în care taie aia, scoate aia, scoate aia, pune aia, nu știu, tot timpul mi se cereau, mai pune acolo o voce din spate care să clarifice că nu e vorba de ce crede lumea, ci că e vorba de lucruri altele. Mă rog, tot felul de lucruri de astea, s-a ajuns la varianta a 12-a, care variantă era plină de tăieturi de montaj, cu creioane de dermatograf pe ele, adică era foarte zgâriat deja de la vizionări. Și atunci cineva a spus, să nu mai văd o copie ca asta, nu mai văd. Vreau o copie curată. Dar asta însemna pentru noi că, ca să ai o copie curată, trebuia să montezi negativul filmului, drept care negativul trebuia tăiat conform copiei respective. Și asta s-a făcut. Și s-a făcut o copie curată, care nu era ideală, din punctul meu de vedere, dar nu era nici ce au vrut ei, pentru că foarte multe lucruri pe care mi le cereau, nu le-am făcut. Sau dacă spunea, scoate cadrul ăla, scoatea și puneam altul. Vă dau un exemplu, la un moment dat e una din actrițe, e în cadă, face baie și este goală, și am prevăzut că vor fi probleme cu cadrul acela și am filmat o altă dublă cu ea în baie, în cadă, făcând baie, în costum de baie. Ceea ce nu cred că se întâmplă de obicei. Dar când Suzana Câte a scris, a zis, ce crezi că se poate sta în România cu o femeie goală pe ecran? Nu se poate așa ceva. Și am spus, bine, atunci o schimb. Și hai, schimbă. Și am schimbat-o și nu s-a mai legat de povestea asta. Deci, a venit copia curată, urma vizionarea, și în clipa în care urma vizionarea cu Comitetul Central, cu toți ceilalți, au venit, au intrat în sală, a sunat un telefon. Au fost chemați urgent pentru un meeting, pentru o ședință. Și plecând, ei n-au mai văzut filmul. În schimb, a venit răspunsul de la cabinet, în care s-a spus, acest film s-a terminat, s-a casat. Deci, producția s-a oprit, toată lumea scoasă din producție, filmul nu mai există în acel moment.
Și a rămas copia la proiecție. Peste câteva săptămâni am fost sunat, vină, domnule, să îți iei copia. Păi nu eu, pe producția, directorul filmului să vină. L-am sunat, l-a zis, eu nu mai sunt cu voi, eu sunt cu alții, nu, nu e treaba mea. Și a rămas copia acolo. Ei, copia aia am luat-o eu, am dus-o în birou unde eram la buftă și am pus-o în dulap. Ce s-a întâmplat mai departe, e o altă poveste. În sfârșit, în toamnă, cineva a zis, totuși, hai să facem baloanele, să nu lăsăm așa. Și atunci ne-au chemat și a spus, acum vorbim frumos, facem altfel, dar trebuie neapărat să punem două coperți, în față și în spate. Să dovedim că această poveste cu țăranii de sărbani s-a petrecut cu multe înainte a venirii tovarășului Nicolae Ceaușescu. Deci nu e o chestie de istorie, nu e de acum. Drept care lui Dorel i s-a pus mustață, s-a inventat o nevastă, un copil care tot timpul îl întreabă. Deci s-a făcut povestea asta. Și Basilica Istrade, care era directoarea casei de filme, a zis, copii, ar fi frumos să facem cum fac americanii, cu un cântec la început și un cântec la sfârșit. Adică să genericele să fie pe cântec. Erica, împreună cu Carol Horvat, au fost autorii muzicii, au scris cântecul, am adus toți actorii, că am zis, nu cânte mie Dan Spătaru, să aduc toți actorii din film și să cânte ei în cor. Iar textul era așa, mult a fost, puțin mai e, un sfârșit se apropie. Ei, când au văzut chestia asta, nici n-au vrut să vadă filmul, s-au oprit totul și a spus, voi vă bateți joc. Noi, după aia, am realizat că puteam să fim arestați, deși intenția noastră era să facem exact ce am văzut în filmul american. Adică acea nebunie, domnule, a fost, dar să vedeți, a mai rămas ceva și acum vă povestim acel ceva care a mai rămas. Deci asta era intenția. Asta a căzut și după aia iar s-a revenit și am făcut coperțile cu Dorel și cu ziaristul care vine după niște ani și care se așează și discută și cum a fost, ei, a fost și a fost, nu vreau să vă mai spun. Numai că, la vizionare, tovarășul a spus, ei, ați văzut ce se poate face? Ați văzut că acum e clar că povestea se petrece atunci? Coperțile astea arătau școala nouă, autobuzul nou, altă viață, e cu totul altă viață. Și atunci ei mi-au spus ceva. Eu aș putea să vă salvez. Pentru că în film, în clipa în care ele sunau la telefon de la județ, pe perete e poza lui Ceaușescu. Dar în vremea aia despre care vorbea filmul cu coperțile, nu putea să fie Ceaușescu. Și atunci el s-a uitat la mine, s-a uitat la directorul casei de film și a spus, puteți să-l scoateți pe Ceaușescu din film? Aia am înghețat. Am înghețat. A fost prima oară când un personaj din Marea Conducere vrea să scoată pe Ceaușescu sau portretul lui din film. Și după aia am zâmbit și am spus, nu o să vadă lumea, nu o să, o să vedeți în film. Noi am scos bobinele, le-am dus în Australia să le pun împreună. Bobina 8 și 9 lipseau. Deci ultimele două bobine lipseau. A zis, domnule, n-am ce să fac, vă prezentăm filmul așa cum e, la festival, n-aveți finalul. Și am sunat Buftea. Eram disperat, că am nevoie de finalul filmului. Buftea nu mai exista. După 89 totul s-a distrus, lumea a plecat, dat afară, studioul s-a închis, tot. Și vorbesc cu un șef de producție, domnule, totuși nu se poate face ceva, să găsim undeva din varianta oficială care a existat, nu de asta la altă, că asta nu mai exista. Și a zis, păi domnule, de-aia nu se poate, că e complicat, că nu lucrează laborator, nu lucrează nimeni. Zic, domnule, te rog, eu încearcă. Și după aia iar îl sun și îmi spune, se poate, dar vă costă foarte mult. Ce să nu mut? Păi trebuie să-i aduc o săptămână, să facă teste cu laboratorul, să facă probe, tot. Să aducă negativul. E complicat. Dom'le, cât mă costă? Nu pot să... Cât mă costă, dom'le? Și vă costă $1000. $1000? Unde să-ți trimit banii? I-am trimis banii. El mi-a spus, zice, nu vă dați seama, rane de Crăciun, a fost cea mai mare bucurie pentru toți foștii lucrători de la laborator, când le-am spus, veniți să lucrați. Cum adică să lucrăm? Veniți pe bani lucrați o săptămână. Și a fost Crăciunul mai devreme pentru ei, când toți s-au revăzut după atât timp. Și a fost așa o bucurie și când au aflat că pentru filmul ăsta s-au bucurat și într-adevăr au făcut cele două bobine, care le-am pus în film când au sosit în Australia. Dura zile până ajungea și s-a prezentat filmul la festival. Pentru artiști era o formă de a se... de a se gândi la lucruri, de a găsi adevărul. De aia s-au format generații mari de artiști în perioada aceea.
În libertate omul nu creează așa cum creează în lipsa de libertate. Pentru că libertatea, dacă nu îngrădită, se transformă în inversie, în anarhie. Și în zilele noastre, artiștii, destul de mulți, nu mai caută adevărul care îl căutam noi atunci, adevărul vieții, ci adevărul lor personal. Și este o mare diferență. Asta vreau să vă spun că, fără să mă întrebați, năvăresc așa peste voi, perioada în care am lucrat cu domnul Iosif Demian a fost pentru mine o perioadă de școală artistică. Eu căutam un actor pentru un film, un anume film, și căutam o față care să nu fie fața aia frumoasă, bărbătească, dură, nu asta vreau. Vreau cineva care să fie, dacă vezi pe stradă, să crezi că vinde ou sau, cum spun, tocmai săpa grădina. Adică mă interesa această legătură cu simplitatea vieții. Și eu nu știam de viața lui personală, că de fapt era la țară și făcea el marmelada lui și pisica lui, avea și ciuperci și avea și de toate și cu nevasta la fel, pregăteau lucruri pe care, în general, omul foarte apropiat de sat le face. Și l-am văzut într-o scenă despre care am aflat ulterior că era mult mai largă și s-a tăiat și a rămas numai el undeva lângă un foc cu niște alți haiduci și vorbea acolo, un film istoric, așa. Și mi-a plăcut cum se uita, că nici nu vorbea, că i-a luat alții vorbele. Și întâmplarea face să mă văd cu el pe aeroport la Cluj, el pleca la București, eu veneam de la București. Și n-am mai avut timp să ezitez, să îi spun ceva. Și am zis, domnul Vișan, că vreau dumneavoastră la vremea aia, că nu știam, așa, ce ți-am zis? Aș dori să colaborăm. Să jocăi tu, da. Și el, din inerție, din amabilitate, a spus da. Da, și așa a început totul. Da. Eu când am avut contact cu lumea din Australia, am încercat să văd în ce măsură anumite lucruri devin comune în felul în care noi gândim, ei gândesc și diferențele sunt enorme. Și ei din naștere, noi din naștere, complet diferit ne dezvoltăm. Și am încercat chestia asta cu un banc, zicând, domnule, hai să vedem cum reacționează australienii la un banc care în România avea trecere. Bancul era cu doi țărani care erau în fața gardului și vorbeau. Și unul zice, auzi mă, Ioane, mă, ne dă pământul înapoi. Și pe cine nu găsește acasă, îi lasă la poartă. Deci ăsta era bancul în România și era de râs. Acolo poți să dai telefon și îți aduce doi saci de pământ și ți-l lasă la poartă. Pentru că acolo există, cum se există și acum și aici, așa, există niște magazine care îți oferă pământ din ăsta prelucrat, sofisticat, de flori. Deci ei n-au râs și au spus să stăm în bancă. Una din chestiile cu acest film cu Balan de Curcubeu, care trebuie să o povestesc, filmam și a oprit o mașină neagră, era comuna Dascălu, o comună foarte săracă. Ea venea, mi-aducea sandwich-uri de la București și la un moment dat am zis, ia-mi și mie niște ouă de la țărani. Și nimeni nu avea ouă, pentru că acolo în sat ei nu puteau cumpăra nimic decât pe ouă sau pe alte produse. Nu, banii nu funcționau. Așa a încercat statul să îi controleze să hrănească orașul. Dacă ei vreau să-și cumpere, știu eu, un aragaz, erau nu știu câte ouă, câți saci cu nu știu ce și așa mai departe. Pune chestia cu ouăle, văd că acum parlamentarii români încearcă din nou să le aducă. Așa, să plătească taxă pe ouăle care rămânecă țărană în curtea lui. Mă rog, se poate și asta până într-o zi. Nu știu, om vede. Dar, deci, noi trăiam într-o lume în care ne prietenisem cu oameni de acolo și ei ne-au acceptat. Adică, noi n-am făcut pe grozavi, uite cine sunt eu, am venit în satul ăsta. Și oprește mașina neagră și coboară doi indivizi și vin la mine și îmi spun, zice, săptămâna viitoare nu filmați. Dar nici nu știam cine sunt. Ei au crezut că dacă e mașina neagră, noi știm cine sunt. Nu știam. Păi zic, nu vorbiți cu mine, vorbiți cu directorul filmului. Nu filmați, nu filmați. Adică era clar, nu filmați.
ca să vină directorul filmului, zice, băi, fii atent, eu vin de la Conflict Central, săptămâna viitoare, vine tovarășul pe aici, și să viziteze satul. Tocmai ăsta. Da, ăsta e satul. Și au venit, au zugrăvit niște fațade, au vopsit pomii fructiferi și toți cu alb, au scos vitele din graj, vitele care aparțineau de sat, de gospodăria lor, le-au dus în pădure, au schimbat acolo, au curățat și acolo, au schimbat staulă, au le-au pus în mijloc ca să nu stea vitele cu fundul spre vizitatori și au curățat tot și au dus alte vite. Și a avut loc vizita, după care ei au plecat, au strâns tot și au lăsat braiște tot. Nimeni nu s-a dus să aducă vitele din sat. Ăștia s-au speriat, n-au știut ce să facă. Și după vreo 10 zile când s-au dus, majoritatea vitelor erau moarte, înghețate în pădure. Ei, când noi ne-am întors să filmăm, n-am mai vrut să vină la filmare. Eu cred că noi am chemat pe aia. Și la primele reacții au fost că noi, în fel de blestem, noi i-am blestemat pe ei. De ce am făcut noi chestia asta? Și atunci am explicat că noi n-am știut de treaba asta. Nu ne-a spus nimeni. Și așa s-a clarificat toată povestea. Și Ceaușescu a vizitat satul acela în mijlocul, iarăși o chestie istorică, o coincidență. În mijlocul filmărilor, am oprit filmarea, a venit... Poate a știut? Poate a... Cine știe? Nu se știe. Dar cert e că s-a întâmplat. Filmul nu... Adică la mine a fost așa filmul, deși a fost făcut în 80, la cum de fapt a fost în 82 la Cannes, și deja lucram la baloane. Chiar a fost o chestie să fiu lăsat să plec. Am fost între timp pe Belgrad, unde nu m-au lăsat să plec, că nu m-au lăsat să plec, pentru că m-a ajutat doar eu de la Belgrad, mă rog, altă poveste, dar eu aveam, deci, invitația pentru Cannes. Și a venit reprezentantul de la Cannes care făcea selecția și a întrebat, unde e domnul Demian? Vreau să-i văd filmul. Și s-a spus, domnul Demian n-a mai făcut niciun film de atunci. Aveam două. Deci de-aia n-a ajuns filmul la Cannes, că ajungea la Cannes. Și ăsta. A suferit Cannes. Nu. Bătrâna din film, de exemplu, noi când făceam prospecție, am întâlnit-o și n-ați văzut o capră. N-ați văzut o capră, întreba ea. N-am văzut o capră. Și am avut și eu o capră și probabil că au rupt-o câine și nu mai am. Și era singura mea prietenă și nu mai știu să mă fac fără capră. Și atunci m-am oprit și am spus, uite, dacă noi venim la filmare și vii la filmare să ne ajuți, noi îți dăm niște bani și ție o capră. Și s-a uitat așa încrezătoare, da. Și a venit la filmare. La filmare am pus-o lângă aparat, zic, stai tot timpul aici și îți spune ce să faci. Și când actorii vorbeau și vreau să-i întrerup, pentru că actorii, în general, au propria lor regie. Mă nu vorbesc de Dorel, vorbesc în general de actorii, adică fiecare au filme și fiecare are o anumită concepție și trebuie să o spargi într-un fel, să-l readuci la lucrurile neprevăzute. Pentru că dacă eu te întreb ce mai faci, eu știu că tot să-mi spui, pentru că am citit scenariul, să-mi spui bine, dar mai am probleme. Deci eu știu și răspunsul. Și atunci să-i scot din starea asta, o aveam pe această femeie lângă mine și în clima în care începea dialogul, o trimiteam să întrebe. N-ați văzut-o pe Sofica? Ea habar n-avea cine e Sofica. Și n-ați văzut-o pe Sofica? N-am văzut-o. Și iar n-ați văzut-o pe Sofica? N-am văzut-o. Și întrerupea tot, până și ședințele. N-ați văzut-o? Cum n-am să mai caut? Și la final, când iar a venit și la ultima filmare și a zis, n-ați văzut-o pe Sofica? N-am văzut-o. Zic, dar știi cine e Sofica? E capra ta. Și a început să plângă. Și atunci a spus din nou în fața aparatului, că am avut o capră și acum nu mai am. Și ăsta e personajul. Dar ea habar n-avea la filmare. A mai avut o idee la un moment dat și a spus, pot să vă rog ceva? Da, pot să ne. Zice ea, aș vrea să o văd pe Romica Puceanu. Zic, bine, atunci aranjăm ca Romica Puceanu să vină la tine acasă. La mine acasă? Da. Și am aranjat decorul în casa ei și ea devenea ghicitoare și Romica Puceanu venea la ea și îi ghiceam palmă și îi ghiceam boabe. Pentru că ea spunea, și crezi că vine la mine seară? Bine, și o să te iubească și așa. Da. Deci am făcut-o fericită. Plecarea noastră, deci, venea în clipa în care Erica lucra la televiziune și televiziunea de la 24 de ore s-a ascultat la 2 ore, iar emisiunea ei în limba maghiară n-a mai avut loc și atunci au mutat-o la radio, temporar, de unde în fiecare zi spuneau că vezi că noi trebuie să mai curățăm, că nu prea avem bani pentru voi toți, și atunci erai în situația în care putea să dea afară oricând.
Iar de partea mea, mie mi s-a spus clar, din partea cuiva care avea acces la informații de la nivelul Comitetului Central, că era de fapt membru al Comitetului Central, și mi-a spus, tu în țara asta nu o să mai faci film niciodată. Și atunci am zis, noi nu avem de gând decât să creștem copilul nostru oriunde, așa cum am fi dorit aici, dacă nu se dădea voie. Și am zis, bine, atunci filmul vieții noastre este pe viu, pe cale. Și noi am avut senzația de câteva ori, după aia, că foarte ușor puteam fi arestați. După ce s-au văzut fiii. Puteam fi arestați. Dar nu ne-am gândit la asta. N-am avut nici teama de așa ceva, pentru că nu ne-am considerat vinovați. Noi am vrut să prezentăm o anume lumea satului, așa cum sunt oamenii. Și așa trăiau în cele mai dificile situații. Și oamenii ăștia, cum spun, aveau plăcerea de a se bucura de lucruri, de a fi împreună, de a avea o prietenie. Astăzi, prietenile de la țară aproape au dispărut. Este așa o luptă continuă, cum să iau eu pe muntul ăluia și ăluia, să falsific lui. Peste tot. Atunci, sărăcia și, nu zic mizeria, că mizeria e altă stare. Sărăcia nu îi oprea pe oameni să viseze, să-și propună, să-și realizeze niște lucruri. Să închei cu un exemplu muzical, că nu s-a pomenit de muzică, să nu stămărește ceava. Cum face filme acest regizor? Și asta e cam valabil pentru toată procedura de a trata cu actorii și cu restul. În studio se înregistrează muzica, partitura făcută, gata, orchestra stă frumos și cântă, la care el intră în studio și se duce la violin și dezacordează vioara. Lasă, uite ce se întâmplă. Păi era prea perfect. Sau i-a pus să schimbe. Contrabasistul să ia flautul și trompeta să ia violoncelistul. Și au cântat la instrumente pe care nu știau să cânte. Da. Era prea perfect. Deci o să, dacă vedeți filmul, și muzica e exact reflectă. Cum e film? Felul de a lucra. Ca om. Deci și scenariul, într-un fel, se dezacordează în parcurs.